Părintului Stareț al Mărăstirii Biviron. Dacă mulți dintre dumneavoastră n-ați vizitat Muntele Atos și nu veți avea posibilitatea să o faceți, mai ales domnișoarele și doamnele care sunteți aici, nu veți avea niciodată posibilitatea aceasta. Astăzi seară ați avut mărturia Muntelui Atos, dată de unul dintre mari părinți care viețuiesc în acest sfânt munte. După cum vedeți, au fost puțin întrebări diverse, dar Părintele Vasilios a răspuns ca cel care trăiește acolo într-un alt timp și într-un alt spațiu. Când am vizitat acum trei aproape 40 de ani pentru prima dată acest munte, am sensizat că acolo este un alt timp și este un alt spațiu decât cel pe care îl trăim zilnic în altă parte. Dar este și altă oră acolo, funcționează și altă oră. Mărturia Părintele Vasilios este una care, iată, ne trimite cu gândul la modul cum se gândește, la modul cum se trăiește și la modul în care părinții din Muntele Atos văd și pe unii și pe alții. Sau binecuvântare unii pentru ceilalți. Binecuvântare pe care Dumnezeu o oferă lumii și pentru unii și pentru alții. Și pentru unii și pentru alții. Îi mulțumim în mod deosebit Părintele Vasilios Ibiritu și ne bucurăm încă o dată că este între noi și este pentru noi și este cu noi zilele acestea în România. Mulțumim că tot ai fost pe parapolii, pe viziul de sastia, pe aluia, pe aluia.